Buonasera, și bine v-am găsit. Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru performanță obiectivele sunt fundamentale, tot de obiective vorbim și astăzi. Ieri v-am lăsat cu ideea de a alege un obiectiv nebun, un obiectiv imposibil și v-am zis că de fapt ceea ce contează este să învețăm, să vizăm dincolo de realitate contingentă, pentru că este o metodă de a descoperi dorințele noastre cele mai ascunse, cele mai profunde. Dar motivul adevărat este faptul că posibil sau imposibil, niciun obiectiv are vreun sens în afară de ce care îi dăm noi. Și de asta riscăm, deja l-am zis, să intrăm în acel joc pervers de atunci când, adică în toată viața noastră este un atunci când, sau după ce am terminat facultate, după ce m-am căsătorit, atunci când am făcut primul copil, atunci când am ajuns la pensie, atunci când o să ajung la cimitir, în sfârșit am găsit un sens în viața mea. E clar că chestia asta este perversă, nu are niciun sens, pentru că noi suntem mereu în căutare de un acolo și când acel acolo devine aici, iar căutăm un alt acolo și suntem permanent în această cursă a șobolanului, adică nu alergăm să nu înțelegem unde vrem să ajungem. Asta pentru că sensul obiectivelor nu este deloc în obiectivul în sine, ci în altceva. Eu, când țin seminarii pe tema asta, pun mereu lumea, după ce s-a ales obiectivul, nebun sau nu, imposibil sau nu, să descrie ce fel de om trebuie să devii. Adică mai ordonat, mai punctual, mai precis, mai hotărât, în fine, ce fel de om. E, după un pic, lumea se dă seama că ce a descris nu este un om, un superman, nu este un cineva, o zeitate, un cineva afară, dar nu este decât persoana respectivă când într-adevăr este la maxim, când dă cel mai bun din sine, când este, cum spun eu, in flow. Mai discutam de chestia asta cu flow. Deci, care este sensul obiectivelor? Chiar de a scoate din noi persoana asta pe care știm că suntem deja, nu? Dar are nevoie de un obiectiv să se manifeste. Deci, tot ce ne interesează nu este să atingem un anumit obiectiv, ci să devenim genul de om care atinge acest obiectiv. Vă fac un exemplu banal pentru care la un moment dat, dacă vă duceți la munte, este telecabina, nu? Adică poți să ajungi la vârf cu telecabina. De ce unii insistă să se ducă pe jos? Adică la un moment dat, dacă ar fi obiectivul important, obiectivul meu este să ajung în top, ajung cu telecabina. Nu! Eu vreau să ajung pe jos pentru că eu vreau să fiu genul de om care știe să urce pe munte, nu cu telecabina. Deci asta este sensul obiectivelor. Ce fel de om deveniți? E, mai vreau spun ceva despre obiective. Există un film rusesc al lui Tarkovsky, care este regizorul meu preferat, care se numește Stalker. În română mi se pare că a fost tradus cu Caleuza. E un film de SF în care se pare că undeva se pare că a căzut un meteorit, ceva, e s-a trimis cercetători să nu s-a întors, s-au trimis armata să vadă ce s-a întâmplat acolo și tot nu s-a întors. Deci, lumea speriată, autoritățile au înconjurat acest loc care se numește zona, nu? Și a fi păzit de militare să nu intre nimeni. Dar a început să circule zvonuri despre faptul că acolo, înăuntru, ar fi o cameră
unde se îndeplinește orice dorință. Dar nu o dorință pe care vrei tu, conștientă, pe care de acolo se zice vreau asta. Nu. Dorința cea mai ascunsă, cea mai adevărată, cea care într-adevăr îți dă semnificat la viață. Și s-a clădit acest grup de oameni, care sunt considerați criminali, care, contra cost, aduc oamenii în această zonă să intre în această cameră, unde se îndeplinește dorința cea mai profundă, cea care dă semnificația vieții. E eu vă las cu întrebare, nu vă stric filmul. Ați intrat în această cameră? O zi bună în continuare!